Bun venit, suntem la Hotel Crown Plaza București. Invitată este doamna Gabriela Firea. Avem trei motive, cel puțin trei motive pentru întâlnirea noastră de astăzi. Unul este romanul de dragoste. Al doilea este motivația, un concept fundamental despre conduita umană și, desigur, alegerile 2024. Bun venit! Mulțumesc mult pentru invitație, bine v-am găsit și regăsit. Mă bucur tare mult să vă văd, sunteți bine? Sunteți în formă? Sper, da, eu așa mă simt. Așa vă văd. Da, mulțumesc. Energia este foarte importantă, nu pentru anul ăsta cel puțin. Importantă. Dar și pentru a scrie un roman de dragoste, mă gândesc, nu? Personajele astea trei, femeile astea minunate din cartea dumneavoastră, Vera, Angela și Cătălina. Cătălina. Cine sunt ele pentru autoare? Ele pot fi oricare dintre noi. Da. Pot fi oricare dintre femeile din viața noastră. Pot fi mama noastră, sora noastră, prietena noastră, colega noastră, fiina noastră, cunoștința noastră. M-am gândit foarte mult înainte de a scrie romanul, trei motive, și cel care va fi lansat anul acesta, cel de-al patrulea motiv, pentru că de aceea m-am și gândit la o reeditare a volumului Trei Motive, care a apărut la editura Litera, tocmai pentru că am constatat că inclusiv persoane apropiate mie nu își mai aduceau foarte bine aminte de această pasiune a mea pentru literatură și pentru că eu scriam și sunt spre finalizare celălalt roman, Al patrulea motiv, ca o continuare a celui despre care discutăm acum. Condiția femeii, da. Sunt sigură că vă preocupă și pe dumneavoastră. Absolut. Pe toate componentele și în toate dimensiunile. Și am constatat că sunt din ce în ce mai multe femei interesate să se cunoască și să se autocunoască și de asemenea bărbați care vor să aibă mai multe informații și cunoștințe despre universul feminin, tocmai pentru a comunica mai bine. Mai ușor, da, să le fie mai la îndemână. Păreți o femeie foarte motivată în tot ceea ce faceți. Și vreau să vă întreb așa, la ce cote se află acum entuziasmul, ardoarea, pasiunea, interesul pentru Gabriela Firea? Chiar mă gândeam atunci când aveam anumite probleme sau când eram cu mai puțină energie, pentru că am pornit și de la acest capitol al motivării, al energiei, al sinelui, al felului în care te simți într-o anumită perioadă. Nu suntem tot timpul la cele mai înalte cote și ca să ajungem la cele înalte trebuie să le cunoaștem pe cele joase, să știm să ne ridicăm. Dacă aș putea vreodată să trăiesc nu neapărat fără un serviciu, fără un loc de muncă stabil, ci fără să cred în ceva, fără o pasiune, fără o motivație de a mă trezi dimineața extrem de entuziastă, să pornesc către acel ideal pe care îl am în minte și pe care vreau să-l construiesc împreună cu cei cu care îmi place să fac echipă în viața personală și în viața profesională. Și sunt o persoană care categoric trebuie să aibă, pentru a trăi, pentru a supraviețui, o motivație puternică, o activitate. Și după presa care m-a consumat foarte mult, dar în sensul bun al cuvântului, pentru că a fost opțiunea mea, alegerea mea, nu mă aducea nimeni cu forța la serviciu în fața telespectatorilor sau la ziare, să scriu, să editez, să fiu într-o redacție, să coordonez echipe ca manager, întotdeauna am știut că voi face până în ultima mea clipă și suflare ceva, indiferent de vârstă și loc. Și oricum ceva cu utilitate pentru semeni. Nu m-aș vedea făcând ceva pentru mine doar. Dar sursa asta a motivației, unde o găsiți? Unde este ea? Pentru că de multe ori citesc în postări, sunt acele îndemnuri prin rugăciune, prin introspecția asta, prin conexiune, prin, nu știu, conectare. Tot ce putem spune din punctul ăsta de vedere cu sursa, cu divinitatea. De acolo vine? 100% și eu mă consider un om fericit pentru că am avut ocazia să cresc într-o familie credincioasă, cu o bunică maternă foarte credincioasă, mama, mătușa, însemnând sora mamii, de asemenea, fiind persoane care nu doar bifează că au mers la biserică, ci întreaga conduită și întreaga viață desfășurându-se ca persoane apropiate de Dumnezeu, ca
care vor în fiecare zi să-L înțeleagă și să-L cunoască și mai mult, să se apropie, rugăciunea nu doar citită cu vârful buzelor, ci înțeleasă și trăită, trecută prin inimă. Da. Știți că se și spune, filocalia este rugăciunea inimii, să ajungi la acel nivel spiritual în care nu doar să citești rugăciunea, da, sau să o vizualizezi din Cartea Sfântă cu ochii, ci să o percepi. Și să nu fie ca o obligație. Ne trezim, trebuie să spunem Tatăl nostru, ne culcăm, trebuie să spunem crezul sau altă rugăciune sau un psalm, ori un acatist. Să simți tu nevoia ca și pe parcursul zilei să te conectezi. Da. Să simți că de acolo îți vine sursa, resursa, viața până la urmă. Și dacă ești o persoană cu adevărat credincioasă și nu în sensul religios al teoriei, întreaga ta viață se va schimba. Pentru că aspectele, să spunem, materiale ale vieții nu vor fi prioritare. Niciodată zona aceasta materială nu va fi prioritară pentru un om credincios. Cel mai important și pe primul loc va fi să-i ajute pe ceilalți în măsura posibilului său. Și poate un gest creștinesc înseamnă și apreciat mai mult dacă tu ai puțin și din puținul tău dai, este apreciat nu să dai ceea ce tu nu mai ai oricum nevoie și ajungi, da, la gunoi, da, sau unui om în necaz, ci să dai ceva care chiar de care ai avea nevoie, dar tu îl dăruiești pentru că știi că partea cealaltă, adică cealaltă persoană, are mai multă nevoie. Și la daruri eu nu văd doar bani, alimente, medicamente. Acestea sunt primordiale și trebuie să ajutăm când persoanele sunt în nevoie. Și timpul este foarte prețios. Dacă un om este în spital, un apropiat de-al tău și nu are cine să meargă la el, dacă o persoană, femeie, spre exemplu, că am pornit de la o carte despre femei, cu femei și pentru bărbații care vor să le înțeleagă mai bine pe femei, dacă o persoană are nevoie de un telefon, de o vizită, de un cuvânt bun, de o încurajare, de o recomandare sau pur și simplu să stai de vorbă, să-și descarce sufletul, valorează mai mult decât orice sumă i-ai da acelei persoane. Fiindcă și bogații plâng. Da. Și bogații au probleme. Sau și persoanele care nu au niciun fel de nevoi materiale. Au casă, au mașină, au, să spunem, bani în cont, dar sunt nefericite, sunt zdruncinate, au pățit un necaz, le-a decedat cineva foarte drag sau pur și simplu, să revenim la zona aceasta a femeilor tinere, nu știu, se află la prima despărțire, care e un zbucium extraordinar, prima iubire care se finalizează dramatic și poate nu mai apare teama de a nu mai apărea o altă persoană care să fie sufletul pereche, etc. Suntem atât de deja în altă zonă. Da, de femei. Transpare, ajutorul, da, felul în care încurajați, ce ați făcut în Ministerul Familiei. V-ar susține femeile cu toată inima lor și cu toată puterea lor? Avem noi sororitate adevărată în România? Simțiți asta? Putem să facem asta? Eu simt. Eu simt și chiar am fost emoționată când, după voturile de acum 3 ani de la primărie, analizând structura, așa, alegătorilor, am constatat că aproape 65% din votanții mei erau femei. Chiar m-a emoționat, pentru că trebuie să fim deschise și directe. Se spune că, de obicei, femeile nu se susțin, da, că sunt multe orgolii, trufii, invidie feminină, da, critică și mai puțin autocritică. Cifrele... Dar eu am fost extrem de fericită să constat că pe mine m-au votat mai multe femei decât bărbații. La următoarele alegeri sper să se alăture și bărbații sau aceste doamne care mă susțin și pentru care oricum eu voi rămâne întotdeauna un om care le va înțelege problemele și va merge cu aceste probleme oriunde mă voi afla și voi încerca să le găsesc cât mai
multe soluții în diversitatea lor, pentru că nu fiecare vrea același lucru. Da, preferați lumea politică. De ce? Aici m-a adus viața. Aici, dumneavoastră, cred că trebuie să aflați mai mult de la eminențele care vă trec pragul studioului și care realizează acele introspecții extraordinare în mintea persoanelor, în mintea omului, în sugestiile noastre ale tuturor, în exprimările noastre și în motivațiile pentru a alege un drum sau altul. Am ajuns în politică, este în mod evident ca un destin, după mulți ani de presă, foarte mulți ani de presă, am venit la București din Bacău pentru facultate. După litere știam că nu voi rămâne la catedră, îmi doream să lucrez în presă, ceea ce s-a și întâmplat. Pornind de la presă scrisă, radio, televiziune, am cochetat doar un an cu zona de comunicare în timpul guvernului domnului Sărescu și m-am întors în presă pentru că simțeam că nu am spus ultimul cuvânt și că e bine să mai lucrez câțiva ani buni în presă, ceea ce am și făcut la publicații economice. Dar și de atunci exista și această latură feminină pentru că am pus bazele revistei Felicia, pe care cred că o cunoașteți. Tocmai pentru că aici mă regăseam, cealaltă, să spunem, în Gabriela, aproape de femei, de mame, de soții, de logodnice, de prietene, de colege, de a le înțelege mai bine, de a le îndruma și eu însă să trec printr-un proces de autocunoaștere, pentru că noi nu suntem aceiași. Absolut. Suferim transformări, intrăm în alte etape ale vieții, am fost fiică, apoi soție, mamă, acum mă autoironizez spunând că am devenit soacră de pe 7 octombrie, urmează să devin și bunică și îmi plac toate aceste etape ale vieții, le trăiesc la maximum de intensitate sufletească și mă bucur că Dumnezeu mi-a dat posibilitatea să am o viață completă și de familie și profesională și să-mi găsesc echilibru. E destul de greu să găsești un echilibru între cele două zone care consumă timp și energie. În politică, dacă vii cu sufletul deschis și nu pierzi contactul nici cu realitatea și nici cu oamenii, poți să faci lucruri bune. E un demn nu doar pe femei, preponderent pe ele le îndemn să intre în politică, fiindcă suntem puține, și pe domni și pe tineri, să nu se gândească la politică doar la acele aspecte mai puțin plăcute, la cele negative, să se gândească la faptul că fără politică nu pot fi conduse instituții democratice, nu putem să avem o viață într-o normalitate, nu există dezvoltarea orașelor, a țărilor. Dar respect avem, aveți, de exemplu, respect ca politiciană, vă bucurați de respect în România? Oamenii respectă ceea ce fac. Cea mai mare parte a colegilor, de asemenea, sunt și neajunsuri, sunt și minusuri. Încă femeia nu este suficient de prezentă nici în guvern, nici în parlament, nici în administrația locală, nici în consiliile de administrație ale întreprinderilor de stat. Încă se mai consideră că femeia are rol mai de exemplu de a coagula echipe, nu de a conduce echipe, adică să fie numărul 3, 4, 5 sau la secretariat, ori în consultanță. Nu suntem încă la acel nivel european în care deja acolo nu mai trebuie să existe o lege. 40% din femei participă la luarea deciziilor. Ceea ce la noi acest procent este atât de îndepărtat. Nu o să avem și noi o lege? Eu am depus-o, dar nu a fost aprobată încă în Camera Deputaților, a trecut doar de Senat. Mi-aș dori foarte mult ca această lege în care să avem măcar 30% femei pe listele de alegeri, alegerile de anul acesta, să treacă și de Camera Deputaților și să fie aplicată de anul acesta. Doar un minut vreau să explic. Nu este o susținere sine qua non. Nu este o susținere doar pentru că îmi apăr genul feminin și vrem să fim mai multe împotriva a ceva sau a cuiva. Nu este vorba despre realități. Câtă vreme, într-o familie, într-o casă, deciziile se iau în comun. Femei, bărbați, bunic, bunică, mamă, tată.
soț, soție, logodnic, logodnică, copii și ne ascultăm ca într-o familie și ne spunem cu toții punctul de vedere, doar acele familii sunt reușite. Celelalte psihologii se duc către eșec. Că femeia în familia românească nu este respectată. Asta e realitatea. Eu vorbesc despre familia ideală. Și exemplele pe care le avem în jurul nostru de familii frumoase care rezistă cu multă iubire, cu mult respect și când îi întreb cum reușiți, pentru că facem echipă. Facem echipă. Parteneriat. Cu adevărat. Așa și în decizia la nivel guvernamental sau la nivel local. Femeile trebuie să aibă un punct de vedere pentru că nu au cum să știe bărbații mai bine cum gândim noi și de ceea ce avem noi ca femei nevoie. Noi în postura de soții, de mame, de bunici, de fiice, cunoaștem totuși mult mai bine acest domeniu. Noi naștem copiii, nu bărbații. Acum, știți cum se dar întâmplă. Dar în parteneriat, repet, nu împotrivă. Mesajul meu este unul pozitiv, nu este unul vindicativ. Foarte încerc adevărat, să subliniez. Foarte corect. Să nu uităm, vă înțeleg, să nu uităm cum era femeia acum 100 de ani în societatea românească și nu numai, în societatea luptat europeană. Pentru drept de vot, în primul rând pentru dreptul de a vota, pentru dreptul de a profesa anumite meserii. Exact. Am urmărit recent celebrul film cu prima avocată, cât de greu i-a fost să acceadă într-un barou. Dar a reușit. Foarte, sau prima femeie medic, prima femeie pilot, etc. Ușor, ușor. Prima vreau femeie în politică. Exact. Vreau să vă întreb, când ați pășit pragul celor 50 de ani, v-ați făcut o promisiune? Dumneavoastră înșivă, nu v-ați făcut acea promisiune că nu o să vă lăsați niciodată până nu o să deveniți președintele țării? Nu v-ați făcut niciodată promisiunea asta? N-am avut această rezoluție. Pentru că știu că au fost femei, sunt femei care sunt pe lângă dumneavoastră și vă inspiră în zona asta, în direcția asta, vă motivează cumva. Nu este un gând valabil? Este imposibil pentru România? Nu ar trebui să fie imposibil pentru România. Mă simt mai bine în zona administrativă. Știți cum este? Fiecare simte despre el că ar fi mai potrivit undeva. Asta dacă suntem realiști cu noi. Da, și dacă avem acea putere de a ne analiza obiectiv. Întotdeauna îmi învăț copiii mei, pe cei trei băieți, să se analizeze obiectiv. Subiectivismul este necesar în viața noastră, nu avem cum să-l combatem pentru că este legea firii, dar totuși să învățăm să avem niște criterii de apreciere ale celorlalți, dar și să fie valabile și pentru noi. Mă simt mai potrivit în această zonă a administrației publice locale și să vă spun și de ce. Pentru că sunt extrem de energică, îmi place să stau printre oameni, îmi place să stau printre cei care lucrează, care fac ceva. De exemplu, eu am fost primarul care stătea mai mult pe șantiere. Mă plictiseam foarte tare în birou. Eu cred că ca președinte trebuie să stai mai mult în birou și în întâlniri și să reprezinți națiunea. Este o onoare pentru orice persoană să ajungă președintele acelei țări. Dar așa mă văd eu construită. Mă simt foarte bine în bibliotecă, mă simt foarte bine când scriu, mă simt foarte bine pe șantier, la muncă și mă simt foarte bine și în bucătărie. Și la cratiță. Și la cratiță. Sunt unii cărcotași acum care se uită la televizor și care spun asta. Dar nu trebuie să ne negăm faptul că suntem femei și cred că este una tu să ai și o profesie pe care să încerci să o crești în fiecare zi, să nu rămâi, să nu te plafonezi, să rămâi ca atunci când ai debutat în acea profesie, să înveți permanent ca la medici. Medicii învață în fiecare zi. Pentru că în fiecare zi apar noi descoperiri și cercetări pentru a face viața oamenilor mai lungă și mai bună, nu doar mai lungă. Dacă trăim 100 de ani și trăim prost de la 60 încolo, pentru că nu facem prevenție, nu mâncăm sănătos, nu ne echilibrăm psihic, totul este de la psihic, eu așa consider. Și tot zbuciumul zilnic, că uneori te întreb și pentru ce ne zbatem. Și eu vă spun sincer că de multe ori le recomand celor de lângă mine, nu neapărat familia mea, prietenii cu care intru în contact, colegii cu care sunt, că atunci când se simt deznădăjduiți, la capătul puterilor, nedreptățiți și așa mai departe, și unii dintre ei mi s-a întâmplat, recunosc, să aibă chiar gânduri negre de-a dreptul, adică să cam spun adio acestei vieți,
fără să am niciun fel de studii și cunoștințe psihologice, pornind de la credință și de la religie, și că este un păcat să te gândești tu câte zile ai, multe, puține, Dumnezeu știe și El ți le numără, nu tu, mereu le spuneam, nu vrei să vii cu mine până la Fundeni, la secția de oncologie? Să vezi câți oameni tineri, frumoși, să vezi câți oameni cu stare, câți oameni de succes, câți copii au avut neșansa vieții de a se îmbolnăvi grav și acum cu disperare, cu ajutorul medicilor, luptă pentru a trăi. Și cei care trec de acea perioadă critică, cât de recunoscători sunt și nu mai vor nimic altceva, nici funcții, nici averi, nici frumusețe, nici tinerețe, vor să fie lângă familia lor, lângă cei dragi, care de asemenea ar fi extraordinar de loviți și îngenunchiați în fața vieții dacă ar pierde o persoană dragă. Cred că asta este cea mai directă terapie pe care poți să o oferi cuiva deznădăjduit.